Incendiu devastator la o fabrică din Botoșani. Flăcări uriașe au cuprins una dintre halele clădirii. Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit pentru stingerea focului, mai ales că exista risc de explozie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cei 14 muncitori care se aflau în fabrică la momentul izbucnirii incendiului au reușit să se salveze la timp. Oamenii legii fac acum o anchetă pentru a stabili de la ce a pornit vâlvătaia. Focul a cuprins rapid turnătoria fabricii de piese de schimb, dar și echipamentele de gaz. Apoi s-a extins la o a doua hală. La fața locului au ajuns imediat și echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență, mai ales că exista riscul ca întreaga clădire să sară în aer, în condițiile în care cuptorul turnătoriei este alimentat cu gaze naturale. Dar de la ce a luat? Cine știe? Cine știe? De la ce a luat? De la acoperișul. Focul mare, păi dacă acoperișul de plastic. Păi da? Pericol. Dar am văzut la început când a început să iasă fumul de acolo, din spate. Și am deplasat că avea mașina aici, am dat-o încolo. Și dintr-o dată a bufnit o flacără extraordinar de mare. M-a luat foc, de la un coș de fum de acolo, din spate. Că eu lucrez la unitatea asta aici. Și am văzut că iese fum. Zic, o dat drumul la forjă și... Iese fumul negru, când încolo era din ce în ce mai gros și a început cu flacăre. Din fericire, niciunul dintre cei 14 muncitori care se aflau în interiorul halei nu a fost rănit în momentul în care a izbucnit vâlvătaia. Angajații au reușit să iasă din fabrică în ultima clipă. La sosirea gărzii de intervenție, ardea acoperișul clădirii pe o suprafață de circa 1500 de metri pătrați, cu pericol de propagare a flăcărilor la bunurile din interior. Oamenii legii au început o anchetă și vor să stabilească din ce cauză a izbucnit incendiul.